Spune că vorbește română, dar se consideră moldovean, iar cei care vor să se angajeze la Ministerul de Externe trebuie să cunoască limba de stat, limba maternă sau limba prevăzută în Constituție. Acesta este răspunsul ministrului Aureliu Ciocoi atunci când a fost întrebat despre limba oficială a țării noastre. Eu vorbesc română, dar sunt moldovean. Sunteți moldovean, da? Aveți o problemă cu asta? Întrebat ce limbă trebuie să cunoască cei care vor să se angajeze la Ministerul de Externe, Aureliu Ciocoi a schimbat macazul și a declarat că fiecare trebuie să cunoască limba de stat. Solicitat să spună care este aceasta, demnitarul a răspuns că fiecare om e liber să își numească limba pe care o vorbește în funcție de propriile convingeri. Condițiile de angajare la Ministerul Afacerilor Externe, una la mână, cunoașterea perfectă a limbii de stat. Limba de stat care este totuși? Fiecare și o identifică în funcție de propria doleanță. Da, dar noi avem o decizie din 2013. Nu, problema că nu contează cum numești limba, contează cât de bine știi să-ți exprimi gândurile, ideile în limba respectivă. Ulterior, ministrul a invocat articolul 13 din Constituție, potrivit căruia limba de stat a țării este limba moldovenească, funcționând în baza grafiei latine. Asta deși inițial a spus că vorbește română. Este Constituția Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, ce spune articolul 13 din Constituție? Pot să vă parez cu asta, că 2013... Spuneți-mi, vă rog, cum sună articolul 13 din Constituție. Eu v-am întrebat Constituția. Limba este moldovenească, dar și? În 2013 Curtea Constituțională a stabilit că... Ce prevalează, textul, Constituția sau decizia Curții? Ulterior, Ciocoi l-a acuzat pe jurnalistul Publica TV de faptul că nu are studii juridice. Sunteți jurist de profesie? Nu, sunt jurnalist. Dacă nu sunteți jurist, vă spun eu, dragul meu, legea supremă este Constituția. Atâta timp cât Curtea Constituțională nu, sau decizia Curții Constituționale, n-a fost finalizată prin modificarea Constituției, rămâne valabil articolul 13 din Constituție. Astfel, Aureliu Ciocoi a dat dovadă că nu recunoaște hotărârea Curții Constituționale din 2013, potrivit căreia textul declarației de independență a Republicii Moldova, în care este stipulată limba română, prevalează asupra Constituției. Mai mult, ministrul a încercat să demonstreze că știe legea supremă din scoarță în scoarță. Dar nu este abilitată legea supremă Curtea Constituțională să interpreteze Constituția? Asta este... Nu. Curtea Constituțională nu interpretează Constituția. Curtea Constituțională își dă verdictul în baza unor acte care eventual vin în contradicție cu prevederile constituționale. Potrivit articolului 135, alineatul 1, litera B din Legea Supremă, la care tot face referire ministrul de externe, este scris negru pe alb că interpretarea Constituției este una dintre principalele atribuții ale Curții Constituționale. Subiectul limbii oficiale a Republicii Moldova a revenit în atenția opiniei publice după ce, săptămâna trecută, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, discursul lui Igor Dodon a fost tradus din limba moldovenească. Cel puțin asta s-a afișat pe una dintre cabinele de sunet a traducătorilor din sala de ședințe a APCE. Nu este clar cine a cerut acest lucru și de ce APCE promovează o limbă artificială. Ulterior, Academia Română a solicitat expres autorităților Republicii Moldova să păstreze în uz oficial noțiunile corecte de limba română și istoria românilor, ca fiind singurele care corespund realității. O declarație în acest sens a fost emisă de prezidiul Academiei Române și publicată pe pagina de Facebook a președintelui instituției Ioan Aurel Pop. În septembrie, atunci când ministrul al afacerilor externe și integrării europene era Nicu Popescu, reprezentantul blocului acum, printre condițiile obligatorii de angajare în cadrul instituției, era cunoașterea așa zisei limbii moldovenești.